Salutare dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog, după cum vedeți am aici incubatorul, a fost băgat în priză acum l-am scos pentru că trebuia să pun ouă în el, deci a treia serie de ouă am dat greș, așa că asta va fi a treia serie de ouă, dar nu, var, nu vor fi ouă de găină și o să vă spun și explicații. Sunt ouă de fazan. După cum vedeți, sunt 29 ouă de fazan. oule de fazan ies între 23 de zile de 25. Mulți ies în ziua de 24. Umiditatea este aceeași ca la găină. Întoarcerile sunt aceleași ca la găină. Nu trebuie stropite, ca cele de gâscă sau de rață. Sunt foarte, foarte mici, nu focusează, dar sunt foarte, foarte mici, ouăle de fazan sunt super mici, adică gândiți-vă, este mai mic ca oul de găină ptică. Dragi prieteni, după cum vedeți, v-am promis surpriză, ia uite, aș venit. Cam acesta este clipul, dacă vă plac vlogul meu, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share, subscribe și ne revedem data viitoare. Dare a vedere.